Marius Pașcan, vin către tine acum. De acestea sunt marile măsuri, da? Și că dau afară consilierii de la cabinete, dar rămâne ea 200 de secretari de stat. Marius Pașcan. Deci e un populism cât se poate de revoltător. Nu văd o măsură de fond. E clar că prioritatea acum o reprezintă Rocada. Și atunci, în loc să se concentreze pe chestiunile legate de austeritate, fiindcă acestea doar sunt cosmetizări, nu spune nimic de pildă despre. Impact, despre un studiu de impact. Cum să vii tu, populist, președintele PSD și să spui tu de parcă ți-ai asumat pe persoană fizică aceste măsuri? Eu cred că de aici se vede că parcă participă la un concurs de mis politicianul zilei sau mister politicianul zilei. E incredibil. Aici ar trebui să consulte sindicatele, patronatele, să aibă niște discuții foarte serioase pe capitole, să vadă care este impactul bugetar, ce ar mai trebui făcut de fond, să vină cu niște reforme foarte serioase, pentru că și anul trecut de pildă erau înghețate angajările la stat și tot au angajat către vreo 20 de mii de noi funcționari. Să vină cu o reașezare pe principiul meritocrației în administrație, să vină cu o reorganizare instituțională, fiindcă iată avem atâtea instituții ale statului care n-au obiectul muncii.